Oamenii au fost evacuați cu ajutorul unor excavatoare. Ceea ce vedeți în momentul acesta pe ecran sunt intervenții de forță ale pompierilor care au încercat să-i adune cu orice mijloc de transport posibil, iată, oameni în cuva unui excavator. Astfel de imagini vedem în ultimele zile, care mai de care mai dramatice. Avem o legătură directă cu domnul Octavian Berceanu, este fost șef al Gărzii de Mediu. Bună ziua, domnule Berceanu, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua! Și un apel din partea lui Klaus Iohannis, președintele Iohannis, care, după cum știm, alege să se abțină de multe ori, îi îndeamnă de data aceasta pe români să ia în considerare avertizările meteorologilor, să nu iasă din casă atunci când sunt emise astfel de avertizări. Violența fenomenelor din ultimul timp, domnule Berceanu, credeți că îi face pe reprezentanții clasei politice să abordeze altfel tematica aceasta legată de mediu? Violența fenomenelor meteo, pe de-o parte, și faptul că noi în trecut nu am întreprins măsuri durabile, astfel încât să avem o protecție a drumurilor, a podurilor, să asigurăm siguranța cetățenilor. În curând vom vedea bucăți de drum cum se duc la vale, vom vedea versanți cum se varsă peste cursurile de apă, pentru că sunt foarte multe lucruri pentru care noi nu am fost pregătiți. În momentul în care, de exemplu, se dă aprobare pentru tăierea unui versant și pe partea cealaltă a râului, acelui versant și șuvoaie mari de apă vor curge la vale spre comunitățile respective, vom avea foarte multe victime. Suntem în mijlocul unor schimbări pe care noi nu le-am prevăzut în trecut. Schimbări la care nici măcar autoritățile, cei care intervin, nu sunt adaptați. Iată, oamenii sunt scoși în cuvele excavatoarelor. Asta n-am mai văzut până acum. Din păcate am trăit și eu acest moment lucrând în zona montană, unde viitura a șters drumurile, a luat utilajele, a luat tot ce se putea lua și din gospodăriile oamenilor și a trebuit să trec pe partea cealaltă folosind cuva unui excavator. Asta s-a întâmplat, am trăit-o pe pielea mea și nu este niciun moment fericit din viața mea, dar am învățat în momentul respectiv că orice mi-aș imagina eu că sunt pregătit, pălește în fața forței naturii. Forța naturii care face ca un copac să se prăbușească peste mașini. Am văzut ieri imaginile cu acea mașină strivită de copac. Un pasager a murit. Este, poate, domnule Berceanu, un moment de resetare a modului în care ar trebui toaletate acest copac, tipul acesta de vegetație de pe marginea drumului, care se află în pericol de prăbușire. Da, toaletați, și avem niște scanere la Primăria Capitalei, am trebuit să mai achiziționăm, care ar trebui folosite pentru copacii de pe marginea arterelor unde există trafic intens și de pe marginea parcurilor. Eu am fost, de exemplu, în Craiova, martor, când un copac a venit peste un om și am sărit toți cumva să asigurăm primul ajutor. Norocul omului este că s-a plecat în momentul de față, în momentul respectiv, și nu a fost lovit foarte tare. Dar, de exemplu, între Casa Presei Libere și Șardul Gol sau Televiziunea Română, avem foarte mulți copaci uscați de o parte și de alta a drumului. Același aspect se întâlnește și în alte orașe ale țării. În momentul în care avem un trafic intens și se strânește o astfel de furtună și avem o dinamică a traficului, e foarte greu să eviți accidente cu victime. Da, nu doar traficul este de vină, pentru că noaptea, de exemplu, angajații primărilor ar putea să intervină atunci când nu e traficul atât de intens. Categoric, ar trebui să avem acel registru verde care este obligatoriu pentru toate orașele din țară, unde fiecare copac este numerotat, are un număr de inventar și electronic este verificat și trecută vitalitatea acestui copac. Poate el are frunzele verzi, arată foarte bine, dar rădăcina nu mai
îl ține sau poate pur și simplu au fost făcute niște lucrări, cum am văzut, de exemplu, în Constanța, pe Bulevardul Central, prin care s-au tăiat rădăcinile arborilor respectiv și nimeni n-a zis nimic. Au pus asfalt și asta este. Iar la următoarea furtună e foarte posibil să avem acei copaci, arbori pe carosabil. Asta trebuie să se întâmple la nivel național, registrul acela verde să fie completat și în care să avem o evidență clară a arborilor în mediul urban. Domnule Berceanu, știți cu siguranță gărzile de mediu, departamentele de mediu sunt populate cu o faună numită pe criterii politice, fără competențe importante în caz de dezastre, de catastrofe. Adică suntem practic la mâna unor oameni care au făcut foarte mulți bani din tot soiul de, prin tot soiul de algoritmi de deturnare și de combinații, iar acum vremurile s-au schimbat și în mâna acestui tip de profesionist, între ghilimele, stă decizia care ne poate salva viețile. Când am ajuns la garda de mediu, i-am întrebat în prima lună când a fost ultimul stadiu de pregătire pe care l-au făcut. Și nu este vina comisarilor în acest caz. Era acum 13 sau 15 ani. Vă dați seama, de atunci tehnica a evoluat. Cei de la garda de mediu nu au niciun fel de ustensilă de măsurare. Cumva ar trebui să resetăm modul în care noi investim în funcționarii publici, pe lângă că sunt foarte puțini, și cumva să-i prindem prin exerciții practice în activități care ne pot ajuta. Un alt aspect important, eu nu am văzut foarte multe cursuri de pregătire în acest sens la nivelul inspectoratelor școlare, la nivelul elevilor. Copiii ăștia trebuie să știe de ce se ferească. Se schimbă vremurile și predictibilitatea este foarte greu de făcut în aceste momente. Uitați-vă mai jos de noi, în Grecia sau în Spania sau în Italia, ce se întâmplă. Sunt dezastre pe care oamenii nu le mai pot controla și nici n-au cum, dar măcar se pot feri. Ori ia un antrenament deja căpătat. Noi nu avem nimic din toate astea. Mulțumesc mult, Octavian Berceanu.